Bună seara și bun vă găsit la emisiunea Vocile Iașului. În aceste zile se întâmplă evenimente importante, dar unul dintre cele mai importante este ceea ce se așteaptă în sistemul de sănătate, în sistemul sanitar de mai mulți ani, și anume definirea pachetelor de bază de sănătate conform noilor reglementări, noilor acte pe care dorește să le implementeze actualul guvern. Discutăm despre proiectele depuse de altfel pe site-ul Ministerului Sănătății în aceste zile, ieri mai exact, alături de Diana Cimpoeșu, medic șef și coordonator SMUR de Iași. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și alături de Dana Scumpu, medic șef la Casa de Asigurări de Sănătate Iași. Bună seara! Probabil ați urmărit, văd și de altfel foarte mult material și la dumneavoastră, ați urmărit exact toate aceste acte normative sau proiecte mai exact postate pe site-ul Ministerului Sănătății. Care sunt primele dumneavoastră observații în legătură cu ceea ce a fost deja publicat? Se așteaptă de foarte mult timp pachetul de bază, nu e foarte clar definit în toate amănuntele. Tocmai asta e problema, că nu este definit pachetul de bază, nu se specifică deocamdată. Asta nu înseamnă că nu s-a gândit nimeni la așa ceva. Deci nu e definit pachetul de bază, ce înseamnă el și care este bugetul, de unde va proveni bugetul pentru plata acestui tip de servicii. Asta ar fi deficiența, presupun că legea sănătății va spune mai clar despre ce este vorba. Așa, îmi spuneam ministrul sănătății ieri că este vorba despre o primă formă perfectibilă pe care o supune atenției și dezbaterii publice, dar oricum sunt primele lucruri ceva mai concrete în legătură cu reforma din sistemul sanitar față de ceea ce se discuta până acum, când nu se știa mai nimic. S-au făcut 4 propuneri, din ce am văzut, legate de medicina primară, legate de medicina de familie, legate de situația din spitale, din ambulatoriu. Da, să știți că nu sunt mari deosebiri față de pachetul de bază existent la ora actuală, care se plătește prin asigurările din bugetul asigurărilor de sănătate. Se deosebește, în schimb, foarte mult de pachetul minimal de servicii. Acum, noi la o întâlnire cu domnul ministru am înțeles că acest pachet de bază de fapt se substituie acelui pachet minimal, în sensul că de acest pachet de bază va beneficia toată populația asigurată sau nu. Deci, atâta vreme cât legea sănătății nu a apărut, e foarte greu să comentez dacă e bun sau e prea mare sau e prea mic. Pentru că nu se știe care e sursa bugetară din care va fi plătit. Evident, s-a muncit foarte mult la această propunere și e important că ea există și cu siguranță comisiile de specialitate și specialiștii din diverse domenii, cum sunt cei din specialiștii în politici sanitare, în finanțarea sistemului medical, își vor spune cuvântul. Din punct de vedere al specialităților medicale, fiecare comisie va avea un punct de vedere. Ceea ce am sesizat în ceea ce privește pachetul pentru spital, evident, sunt lucruri care se apropie și de practica actuală și se apropie de ceea ce ne-am propus să facem, adică să tratăm o parte din afecțiuni în spital și o parte să se deplaseze către ambulatorii și către medicina de familie. E o normalitate europeană, în final. O dorință mai veche, nu? Să nu fie foarte multă lume internată direct în spital. Da, problema este alta, pentru că condițiile noastre socio-regionale sunt de așa natură încât o parte dintre acele boli, și în special mă refer la grupul bolilor infectocontagioase, este foarte greu să nu le internez, deși în principiu, sigur, e mai bine să tratez acasă o hepatită epidemică, de exemplu, care este o boală ușoară în general și care cu un regim și repaus rezolvă problema. Dar în condițiile în care sunt zone în care locuiesc mai multe persoane într-o locuință mică, de exemplu, unde nu au apă curentă, atunci nu pot să nu internez cazul.
am dat un exemplu. Deci, până la urmă, acel pachet este desigur la propunerea medicului care vede bolnavul și care cunoaște situația, zona din care provine și unde locuiește, ce familie are și așa mai departe. De asemenea, sunt o serie de boli care nici acum nu se internează, pentru că, într-adevăr, ele nu au nevoie decât de tratament în ambulatoriu și pot fi monitorizate foarte bine în ambulatoriu. Ce se întâmplă în cazul în care medicul dă o indicație pentru internare, dar până la urmă nu este internat un pacient? Cum are loc decontarea? Dacă recomandarea, în sensul că este trimis la spital și pacientul nu este internat. Sunt mai multe situații. De exemplu, pacientul poate să ajungă mai târziu și el deja să fie însănătoșit dacă avea o afecțiune acută și sigur că nu mai este internat. Situațiile sunt și acum judecate foarte bine în context clinic, pentru că până la urmă asta înseamnă arta medicului, de asta învață un doctor atât de mult. Și de asta își pune în fața unui pacient niște probleme, care sunt de multe ori și probleme sociale. Același pacient, aceeași afecțiune la doi pacienți diferiți, provenind din medii sociale diferite, având comorbidități diferite, va fi judecat diferit. Și acum, faptul că un pacient este trimis către spital, fie în ambulator, fie... Adică depinde cum răspunde acel pacient la tratament. Cum răspunde la evaluare și cum se judecă în context și clinic și în context social. Câteodată, pentru că, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că în România și poate mai mult aici în zona de nord-est, medicina are și o dimensiune socială. Dacă România va reuși să rezolve problemele sociale din ce în ce mai bine și acestea nu vor mai avea impact asupra sănătății, ceea ce este un deziderat frumos, dar greu de atins, probabil că vom judeca cazul strict clinic, dar deocamdată orice medic ia în considerare, pentru că așa te învață arta medicinii, să te gândești acest pacient ce posibilități de a se trata acasă are. Eram întrebată astăzi toți de colegi din presă despre fracturile mai multor coaste sau a unei singure coaste. Fractura unei singure coaste, de exemplu, nu se internează nici acum. Dacă pacientul este fără comorbidități, dacă este sănătos și a suferit un traumatism cu acest diagnostic. Dacă însă are mai multe coaste și este un pacient cu comorbidități, vârstnic, fără posibilități de a fi urmărit acolo unde are domiciliu, fără posibilități de a-și face un tratament, normal că iei decizia să-l internezi. Și pachetul, prezentarea de pe site-ul Ministerului spune pot fi diagnosticate și tratate în afara spitalizării continue. Și e normal să se întâmple așa, nu e obligatoriu să se întâmple așa. Adică nu există o recomandare foarte rigidă, ci se lasă interpretare pentru medicul specialist. Exact. Nici n-ar avea logică rigiditatea. Dar există totuși, sunt cazuri de boli care pot fi recomandate în acest pachet nou, în această listă mă refer, care să fie recomandate să fie internate obligatoriu. De asta avem persoanele respective o propunere pe site și de asta avem comisiile pe specialități ale Ministerului care își vor spune un cuvânt. De exemplu, comisia de la boli infecțioase va spune ce consideră că este obligatoriu să fie spitalizat continuu din această listă, poate, deși comisiile au fost consultate și până în acest moment, poate unul din diagnostice în forma finală a pachetului actual va dispărea de pe listă sau, dimpotrivă, se vor mai adăuga. Tocmai de asta avem o dezbatere publică. Ceea ce este însă important este acest pot care te lasă să ai o decizie medicală. Sperați că se mai schimbă ceva din acest proiect până pe 31 octombrie? Când eu cred că ăsta este motivul dezbaterii și supunerii. Este motivul pentru care a fost supus dezbaterii publice. Ca să propună modificări, nu? Și la lista cu boli și la tot ce înseamnă... La lista aceea cu boli este... firească până la urmă. Deci tot ce scrie în acea listă este firesc. Deci acum nu se internează bolile respective decât, cum spunea doamna doctor, dacă există comorbidități, dacă
persoanele respective provin dintr-un mediu social în care nu se pot îngriji și nu pot, nu numai că nu se pot îngriji, dar pot răspândi boala respectivă sau pot face rău celor din jur, pentru că sunt, de exemplu, o serie de boli psihice. Și acelea, tot așa, dacă pacientul face parte dintr-o familie care poate să-l ajute și să-l supravegheze, sigur că îi dai drumul acasă, dar altfel nu îi dai. Deci... Vorbim foarte mult despre acest pachet de bază. Deocamdată, așa cum spuneam la început, încă nu este foarte clar, nu s-a stabilit. În același timp, aș vrea să vă rog să ne explicați cât mai pe scurt, în același timp, cât mai bine, ce înseamnă un pachet de bază pentru cei care încă nu au o imagine foarte clară? Tocmai asta vă spuneam. Principalul defect a acestei postări pe site-ul Ministerului... Că nu e foarte clar. Nu că nu e foarte clar, că nu definește ce înseamnă pachetul de bază. Pentru că în concepția actuală, pachetul de bază, deci ceea ce avem noi, ce numim noi acum pachetul de bază, este totalitatea serviciilor de care poate beneficia o persoană asigurată. Asta înseamnă pachet de bază. Aici, nefiind definit, nu știm. Se referă strict la persoanele asigurate, se referă la toate persoanele, la toți cetățenii români. Deci, dacă nu e definit, nu putem spune. Cu siguranță, pentru o zonă de urgențe, pachetul de bază trebuie să asigure rezolvarea problemei medicale de urgență și pentru persoanele asigurate și pentru persoanele neasigurate, așa cum se întâmplă și acum. Da? În urgență, de exemplu, nu trebuie un pacient care a căzut din copac dacă e asigurat sau nu. Da? Da, îi rezolv problema, fracturile, trauma, contuziile și la momentul externării îți pui problema dacă serviciile sunt acoperite sau nu, dacă el poate aduce o adeverință de venit, dacă trebuie să mai plătească ceva. Dar în mod clar, ceea ce este bun în sistemul românesc este faptul că pentru urgență, pentru momentul în care cineva dă o mașină peste el sau cade are din copac, accident. Nu îl întreabă, nu, dacă e asigurat sau nu. Ajunge la spital și cineva începe să-l întrebe sau să-i caute dovada de asigurat. Asta este o dimensiune deosebită pe care medicina românească o are și pe care multe state europene nu și-o permit. Trebuie să recunoaștem. Și își propune în același timp... Statele europene, da. Statele... Sunt state care nu și-o permit. Da, bun. Așa e. Ministerul Sănătății își propune, am citit în aceste proiecte, să păstreze acest lucru. Pentru că am ajuns aici, aș vrea să vă întreb cum facem, sau cum faceți dumneavoastră, cum ați făcut legăturile acolo, ne-ați sesizat modificări cu ceea ce înseamnă finanțare? Pentru că până la urmă nu putem vorbi de modificări foarte importante dacă nu vorbim și despre finanțare. Cum vor fi decontate internările și așa mai departe? Care este modalitatea prin care se acest pachet de bază nu definește sursa bugetară. Am spus-o de la început. Deci nu putem comenta, dat fiindcă nu s-a vorbit despre ea. Da, deocamdată pachetul de bază nu este definit, nu este încă foarte clar. Nu, pentru că dacă nu se vorbește de sursa bugetară, nu știi ce reprezintă. Dacă reprezintă ceea ce se oferă tuturor cetățenilor României sau numai celor asigurați sau o parte din el, pentru că vreau să vă spun că și la asigurați și la neasigurați, la ora actuală și în toate sistemele europene, urgențele se acordă fără discuție, da? E, nu știu, mai departe de urgențe și de ceea ce reprezintă prevenții, ceea ce reprezintă copil, de exemplu. Astea toate intră într-un pachet de bază, dar și într-un pachet minimal la ora actuală, da? Deci e greu să spui că asta va fi pentru toată populația, dar în același timp este foarte greu să spui că numai atât se oferă persoanelor asigurate sau ce se va întâmpla, va fi bugetul alocat Ministerului Sănătății mai mare și își va permite Ministerul Sănătății să ofere tuturor cetățenilor acest pachet? E posibil, nu știm. Din moment ce încă nu s-a făcut vorbire despre asta. Deocamdată despre asta nu s-a vorbit și ceea ce este deocamdată de presupus este că forma de finanțare rămâne în general aceeași, deși s-ar putea și aici să apară modificări. Sunt lucruri care sunt susținute de bugetul de stat, cum e urgența, cum sunt anumite programe, sunt celelalte programe
Este copilul, este gravida, care e susținută de bugetul de stat. De bugetul de stat și sunt multe programe susținute de bugetul asigurărilor, ca și tot ce înseamnă medicină primară, de ambulator și medicină de spital, care merge pe buget de asigurări. În ceea ce privește, de exemplu, titlul 4 din legea 95, pentru că aceste propuneri legislative au multe modificări la legea 95, multe modificări, o serie de modificări. În ceea ce privește titlul 4, așa cum Comisia de Urgență a solicitat, în general nu prea există modificări. Singura modificare, una de care exista într-un ordin de ministru, dar acum probabil va apărea cu titlul de lege, posibilitatea de coordonare a unui compartiment primire urgență de la nivelul unui spital municipal orășenesc de către unitatea primire urgență de la spitalul județean. Probabil nu se spune foarte clar dacă e vorba de o coordonare numai profesională, așa cum de exemplu făceam și până acum, sau va fi vorba și de o coordonare a resurselor dirijate, care deocamdată veneau către aceste compartimente primire urgență prin direcțiile de sănătate publică. Rolul acestora, înțeleg, un pic se modifică și atunci s-ar putea ca și zona de compartimente primire urgență să revină spitalului județean, unității primire urgență, care coordonează și profesional această structură. E o mică modificare și accentuarea situației teritoriale sau distribuției teritoriale a serviciilor de ambulanță. Puține modificări în zona asta sau puține propuneri în zona asta. Din ce ne-ați explicat și din ce am încercat până acum să scoatem în evidență din toate aceste propuneri de proiecte legislative, reiese totuși în evidență faptul că nu s-au atins punctele nevralgice, acolo unde ar fi vrut să se clarifice lucrurile, unde ar fi vrut ministerul eventual sau specialiștii din sistem să intervină. E greu de spus că și mai prând un pas mai timid, cineva a numit-o un fel de reformă administrativă deocamdată. Deocamdată aici nu e vorba despre administrație, aici e vorba strict de niște servicii medicale care vor fi într-un pachet care nu se știe din ce va fi, cel puțin nu se spune deocamdată din ce va fi plătit. Deci deocamdată nu e vorba despre asta. Și mai mult, aici apare ceea ce apare în 90.000, mi se pare de amintit despre asta, faptul că și medicii specialiști vor putea da consultații la domiciliu, ceea ce până acum nu se putea. Da. Așa, asta e o treabă foarte bună, foarte bună, da. Și mai este ceva, se dă atenție și asistenții medicale comunitare. Deci, e vorba despre asistenții comunitari care la ora actuală sunt angajații primăriilor, dar plătiți cu bani din Ministerul Sănătății. Ei, aici dacă ar exista într-adevăr o coordonare între medicul din teritoriul, medicul de familie și acești asistenți comunitari, ar fi foarte bine. Ei, acest pachet definește această relație. Asta este un pas bun pentru pachetul de bază. Acum, lucrurile sunt foarte calde și n-am avut timp niciunul dintre noi să citim fiecare detaliu chiar. Fiecare s-a aplecat asupra lucrurilor care îl interesează mai mult în domeniul lui. Dar zona de medicină de ambulator și medicină de familie este foarte serios privită și probabil că în discuțiile dumneavoastră ulterioare veți avea invitați din zona medicinei de familie care își vor spune opiniile despre lucrul ăsta. Faptul că exact, centrele de permanență sunt prezente în acest pachet, în această propunere, e un lucru foarte bun. Faptul că asistența medicală într-o anumită comunitate se va asigura și în afara consultațiilor pe număr pe care le are un medic de familie, că e o importanță deosebită a centrelor de permanență, așa cum de exemplu se întâmplă în țări ca Franța, Olanda sau Belgia, cred că va fi un lucru bun. Și faptul că medicina în ambulatoriu capătă o greutate mai mare în structura serviciilor medicale oferite pacientului, cred că e un lucru bun. Bine, toate astea vor trebui să vină în completare cu educația populației, cu programele de prevenție, pentru că din păcate ne întâlnim cu pacienți foarte gravi la care nici medicul de familie nu mai poate face nimic, nici ambulatoriul, uneori nici chiar spitalul, pentru că starea în care ei ajung fără a fi diagnosticați în antecedente, într-o stare a unei afecțiuni cu foarte multe complicații, e uneori incredibilă și este o mare urgență și este o situație foarte gravă care clar impune internarea. Nu mai dorim să avem astfel de pacienți în spital. Este adevărat, în a doua parte a emisiunii
emisiunii vom avea și o discuție și ceea ce privește medicina de familie alături de Ileana Picioreanu. Voiam să vă întreb acest lucru, pentru că am văzut că ați amintit, se vorbește despre medicina primară, despre medicina de familie în aceste proiecte foarte mult. Credeți că s-a încercat să se pună într-adevăr mai mult accent pe ceea ce înseamnă prevenție, care automat este și mai ieftină? Da, în pachet este prevenția. Sau costă mai puțin? Este mai ieftin să previi decât să tratezi. Asta e o dogmă aproape în medicină. Din păcate, și ca să previi, ai nevoie de foarte mulți bani. Și în prevenție intră și educația. Aici cred că suntem deficitari noi, pentru că s-a renunțat la educație în școli, de exemplu, pe aceste teme medicale, de minime cunoștințe pentru copii, și să știți că dacă nu ai niște reflexii din copilărie, mai când odată cu trecerea vremii și ai nevoie, tot nu le ai. Da, deci dacă ai pierdut educația, momentul educației este foarte important. Deci aici e o mare, într-adevăr, o mare deficiență a statului român, pentru că a pierdut momentul acesta al formării cetățeanului și nu, el nu, din școală nu ies cu niciun fel de cunoștințe cu privire la sănătate, la prevenire. Școala pe de-o parte și mass media care îi prezentă în viața românilor atât de mult, fără să critic, mass media încearcă mai mult să critique și mai puțin să educe. Nimeni nu se uită la emisiunile educative, toată lumea se uită la emisiunile în care medicina e foarte criticată. Dacă ar fi mai atenți la partea asta, pentru că media pătrunde și are o rezonanță în mintea românului la momentul ăsta, probabil că și de aici vom obține un câștig. Și constat că acest pachet încearcă să pună cumva lucrurile într-o oarecare normalitate, spuneam. Să înțeleagă pacientul că nu mai poate veni la spital cu titlul că ne mai odihnim puțin, ne mai căutăm 3-4 zile. Spitalul are rolul, într-adevăr, de a rezolva lucrurile serioase, lucrurile grave și celelalte au alte soluții de rezolvare. Ca și odihna, ca și investigațiile, soluțiile sunt altele. Sunt lucruri care clar vor trebui analizate și, cum am spus, fiecare specialitate probabil va vorbi despre zona ei de diagnostice din acest pachet de bază. Acolo unde este interesat mai mult. Noi vorbeam despre mass media, noi am ales astăzi să facem o emisiune despre sănătate și aceste dezbateri decât să vorbim despre justiție sau politică. Și e foarte bine și ne bucurăm, deși am spus, e foarte la fierbinte subiectul, e foarte cald și cu siguranță va trebui aprofundat și analizat în fiecare detaliu. Eu m-am referit la diagnosticele care mă interesau pe mine, în mod special la diagnosticele de urgență. Dar fiecare zonă se regăsește aici și foarte important, nu anulează arta medicului și știința medicală în ceea ce privește decizia de a interna sau nu. Sunt foarte multe detalii și sunt interconectate. Se vorbește și despre medicii rezidenți într-unul din aceste proiecte. Se vorbește, cum spuneam, de medicina primară, de medicina de familie, medicul specialist sau ambulatoriu. La medicină primară sunt, într-adevăr, câteva lucruri care au fost punctate. Este cel legat de femeile gravide, care au mai multe posibilități de a beneficia de gratuitate la consultații, un număr ceea mai mare. Ce au și acum, să știți. Adică nu e o noutate. Nu e o noutate. Aveau 6 și acum sunt 8, parcă, din ce am văzut. Și acum, dacă e nevoie, îți văzute mai des. Adică, că n-are importanță numărul, calitatea e importantă. Medicul, la orice nivel, medic de familie, medic în ambulator, medic specialist, nici până acum și nici de acum încolo nu va face strict ceea ce este între litera A și litera Z. Va face clar ceea ce îi dictează profesia și deontologia medicală. Dincolo de asta se vor stabili probabil lucruri privind decontările sau nu. Dar clar, niciun medic n-a refuzat gravida care a venit la 8-a, la 9-a consultație. E o normalitate.
și e bine ca aceste lucruri se petreacă în locul în care trebuie, cu medicul care este abilitat să facă lucrul ăsta și nu toate se reverse către urgență, ceea ce sesizăm că se cam întâmplă în anumite situații în momentul ăsta. O legătură strânsă în ceea ce privește medicul specialist și medicul de familie cu pacientul, o urmărire a lui, va permite, evident, scăderea complicațiilor, scăderea prezentărilor în urgență, scăderea internărilor și coborârea centrului de greutate către medicina preventivă și curativă în momentele mai de început ale bolii. Pentru că nu mai avem foarte mult timp până să luăm pauză, vreau să vă întreb dacă va continua, credeți că va continua această negociere între Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor pe de o parte și corpul profesioniștilor din sistemul sanitar pentru 6% din PIB? Pentru că, până la urmă, banii vor conta, totdeauna ne vom întreba cine decontează, cum se decontează. Important e dacă în acest 6% din PIB intră și bugetul asigurărilor de sănătate sau este în afara bugetului asigurărilor de sănătate. Pentru că dacă intră și bugetul asigurărilor de sănătate, înseamnă un buget pentru Ministerul Sănătății egal cu cel dinainte de a apărea bugetul asigurărilor de sănătate, când, deci în momentul în care a apărut bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul Ministerului Sănătății a scăzut foarte mult. Ca membru al Colegiului Medicilor și președinte al Comisiei de Specialitate, consider că vor continua și consider că corpul medical, medici alături de celelalte asociații profesionale au argumente importante și în fața Ministerului de Finanțe, pentru că în fața Ministerului Sănătății deja simțim că e vorba de un partener. Va trebui probabil convins Ministerul de Finanțe și eu cred că argumentele sunt foarte pertinente și se va reuși. Doamna Diana Cimpoveșu, medic șef, coordonator SMURD Iași, mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașului. Rămânem în continuare, vom discuta în a doua parte a emisiunii și probleme care privesc medicina de familie, așa cum aminteam, alături de Iuliana Picioreanu. Revenim în câteva momente. Am revenit la discuția despre modificările propuse de Ministerul Sănătății în legătură cu legislația din acest domeniu. Discutăm în această a doua jumătate a emisiunii, așa cum aminteam, cu Iuliana Picioreanu, medic primar de medicină de familie. Bună seara, bine ați venit! Și în continuare, alături de Dana Scumpu, medic șef Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași. Aș vrea să vă întreb pentru început pe dumneavoastră, doamna Picioreanu, despre aceste mici modificări, de fapt mari sau mici, cum le considerați dumneavoastră, în legislație, în aceste propuneri pe care le-a făcut Ministerul și sunt câteva, vorbeam în prima jumătate a emisiunii, legate de medicina de familie. Care sunt principalele lucruri pe care le-ați observat dumneavoastră și v-au atras atenția și credeți că sunt diferențe bune sau rele? În primul rând, vreau să afirm că este o recunoaștere a specialității noastre. Reforma sanitară a început cu medicina de familie și mă bucur acum să văd atinse niște puncte pe care noi de foarte mult timp am încercat să le propunem și acest pachet de bază practic este o recunoaștere a muncii noastre. Sunt aspecte care continuă. Sunt aspecte noi pe care le-am remarcat. Obiectivele Ministerului, să știți că sunt destul de bine atinse, sunt vreo 6 obiective. Ceea ce mă bucur să văd este că se pune accent pe medicina comunitară, deci pe asistența comunitară și pe prevenție în ceea ce ne privește. Pentru că, practic, când vorbim de prevenție, vorbim de această specialitate. Medicina de familie, care este o specialitate și ne bucură foarte mult că din ce în ce mai mult se dă o credibilitate cât se poate de mare nouă, așa cum se întâmplă și în țările în care lucrurile merg. Vreau să vă întreb, ați amintit de acest pachet de bază, e o întrebare pe care am adresat-o și în prima parte. Ce înseamnă, pentru cei care nu știu sau nu le este foarte clar, acest pachet de bază? Cum îl definim scurt, simplu, să-l înțelegem? Este vorba de un pachet care se adresează tuturor cetățenilor din România și în ceea ce privește abordarea serviciilor medicale și accesul la serviciile medicale.
iar prima linie reprezintă medicina de familie. Ceea ce am văzut nou e faptul că inclusiv pacienții neasigurați pot avea accesul la serviciile medicinii de familie, ceea ce până acum se putea întâmpla numai în cazul la celor urgențe și mă refer la la pacienții neasigurați. Sunt specificate și condițiile în care cei neasigurați pot beneficia? Momentan eu nu am remarcat acest aspect. Se pare că norme, așteptăm normele, să vedem cu exactitate la ce se referă accesul pacienților și mă refer la cei neasigurați. E foarte important că se pune pe prevenție și pe rolul asistenții comunitare, pentru că medicul de familie a încercat să se implice și în ceea ce privește depistarea factorilor de risc și eliminarea acestora, dar singuri, și mă refer la echipa sau singura echipă de la nivelul cabinetului medicului de familie, nu poate rezolva probleme. Pacientul și în special cetățeanul din România nu pune accent pe combaterea factorilor de risc. Noi tot timpul am încercat să identificăm și să eliminăm cât se poate de mult, iar adresabilitatea cetățeanului, îmi permis să spun lucrul acesta, nu a fost centrat pe acest aspect în privința adresabilității în cabinetele noastre. Este foarte greu să tratezi bolile deja existente, este foarte costisitor și lucrurile s-au dovedit foarte clar pentru că cheltuielile au sporit în ultimul timp. Și mă bucur că s-au așezat lucrurile exact la nivelul țărilor în care se pune foarte mult acces pe prevenție și în continuare sperăm că și pacientul va fi responsabilizat. Degeaba doresc furnizorii de servicii medicale să prevină, să trateze, dacă din partea cealaltă există o barieră. Doamna Scumpo, dacă aveți o completare sau aș vrea să eventual continui discuția legată despre... Doamna doctor, de fapt, nu face decât să reia același subiect, deocamdată nu-i definit sursa bugetară. Nu sunt foarte multe detalii. Da. Și sunt mai curând mai multe principii. În schimb, la femeile însărcinate sunt câteva detalii. Specifică. La femeile însărcinate n-am remarcat, pentru că gravidele și până acum aveau aceeași suită de vizite. Din păcate, asistența femeii gravide depindea de acest statut de asigurat. Deși femeia gravidă avea un acces gratuit la serviciile de medicină, serviciile medicale, realitatea nu a dovedit acest aspect. Și mă refer pentru că nu poți să faci doar un examen clinic la femeia gravidă. Ai nevoie și de un set de investigații pentru a vedea dacă gravida o introduci într-o clasă de risc sau nu. Deci e foarte important să monitorizezi femeia gravidă din punct de vedere a riscului obstetrical. Am văzut că există această explicație legată de sau modificare care prevede două consultații succesive pentru persoanele sănătoase între 18 și 39 de ani, o dată la 3 ani. Ce înseamnă mai precis? Prima dată traducem la început, este prima vizită în care se face evaluarea factorilor de risc și firește recomand o baterie de analize pentru a identifica factorii de risc sau eventuale modificări în starea pacientului și a doua consultație la care vă referiți, a doua consultație succesivă, este rezultatul pe care îl expui pacientului. Deci prima dată medicul evaluează, recomandă, dar rezultatul final, când ai practic investigațiile la îndemână, e la vizita ulterioară. Vreau să vă întreb, schimb puțin, sau e o întrebare mai generală, dar care privește întregul pachet de 4 proiecte care sunt acum pe site. Nu ar trebui totuși să intrăm mai repede în acele detalii despre care sau pe care le așteptăm sau în care ne împiedicăm acum cu toate explicațiile și spunem că așteptăm să vedem cum vor arăta. Sunt detaliile. Foarte detaliate. Deci sunt niște detalii, sunt niște anexe care pe mine m-au surprins. Nu. Aici ce a fost publicat până acum și a supus dezbaterii este numai pachetul. Deci sunt reprezentate numai serviciile pachetului de bază. Legea propriu-zis nu este. Deci deocamdată nu știm cum, dacă se va merge în continuare
pe asigurări de sănătate, ce va însemna asigurare de sănătate, nu știm cât se va plăti de la bugetul de stat, cât prin bugetul asigurărilor de sănătate. Dacă bugetul de asigurărilor de sănătate rămâne pe bugetul consolidat al statului sau devine independent cum a fost inițial. Deci astea sunt niște întrebări la care nu are cum să răspundă pachetul de bază. Da, și sunt, iarăși voiam să spun că în același timp că e timp scurt. Termenul ar fi în octombrie, în la sfârșit. Numai pentru octombrie. Pachetul de bază, timpul nu e scurt. Dar presupun că legea propriu-zis, asta e o anexă, de fapt pachetul de bază este o anexă a legii, nu e legea. Da, dar trebuie făcută o conexiune cu finanțarea, cum da, dar până la urmă legea încă n-a apărut. Hai să spunem, n-a apărut legea încă. Asta este în dezbatere. Asta e proiectul pachetului de bază. Atât. Da, pe de altă parte, ministrul spunea că renunță la acel proiect de care s-a vorbit anul trecut, care s-a dezbătut în cursul anului trecut. Bun, deci nu, acum noi nu discutăm despre lege, pentru că nu a apărut proiectul de lege. Asta e proiectul de pachet de bază. Și, până la urmă, el are o claritate foarte mare sau nu? Că nu am înțeles. Este foarte clar, dar nu stabilește... Pachetul de bază nu stabilește și sursele. Legea va stabili sursa pachetului din care va fi plătit pachetul de bază. Sau cui se adresează pachetul de bază? Întregii populații, numai populații asigurate, copiilor, gravidelor. Deci nu. Acest lucru este corect ce spuneți, dar în același timp timpul care rămâne la dispoziție pentru dezbatere și pentru conectarea acestei anexe la... Lege, la finanțare, cine a spus că trebuie să discutăm într-un anumit timp? Deci când se va publica legea, va fi discutată și ea. Deocamdată s-a publicat pachetul de bază. De ce nu este timp? Vreau pentru să vă spun că legea, adică obișnuința asta cu HăiRup este cea mai defavorabilă pentru un stat ca România, care are foarte multe probleme. Deci dacă noi acum avem HăiRup și vrem legea să apară așa... Nu, sunt termene impuse de minister, nu vrem HăiRup. Păi nu, nu s-a făcut nimic cu timp, nu e niciun deci, HăiRup. Ministerul trebuie întâi să aducă în dezbatere legea și după aia să o discutăm. Nu putem discuta înainte că eu cred că va face așa sau va face așa, pentru că nu știu cum va face. Acum a venit în completare, să știți că sunt foarte multe propuneri și bănuiesc din partea tuturor specialităților în decursul a foarte mulți ani. Deci existau niște dosare care însemnau propuneri de sertar, care probabil prăfuite sau mai puțin prăfuite, studiate sau mai puțin studiate. Ideea este că un prim pas s-a făcut, deci pachetul de bază sau această propunere. Dar... firește că fiecare furnizor va trebui să știe foarte clar ce înseamnă în detaliu, pentru că sumele aferente fiecărui punct vor fi stabilite de norme. Și atunci, în privința caselor de asigurări, vă dați seama că trebuie să știe foarte clar ce serviciu probabil se plătește, când, cum, la fel și asiguratul. Acestea sunt stabilite exact prin norme, pentru că nu poate o lege... Nu poate, nu poate nicio lege să intre în vigoare atât timp cât nu există normele care practic reglementează și asigură în detaliu fiecare aspect. Ce încercam să subliniez este că, în fond, dacă putem să punem pe hârtie astfel de proiecte multe, dar până nu le conectăm sau facem legătura cu modul în care vor fi finanțate, aproape că discutăm în gol, în gol pentru da. Că asta l-am spus de la început. Modalitatea da. De finanțare ar putea sigur. Modifica inclusiv de aceste inclusiv, proiecte. Sigur. Așa pare foarte frumos și din punctul nostru de vedere. Pe noi ne bucură foarte mult că serviciile medicale care la baza serviciilor medicale impuse sau așa cum prevede pachetul de bază în ceea ce ne privește pe noi, stau în spate ghidurile de practică, stau în spate metodologica medicina bazată pe dovezi și ne bucură că regăsim aceste aspecte. Medicina bazată pe dovezi în ceea ce privește până în acest moment înseamnă un sistem cost-eficient, adică eficiență maximă la toate nivelele cu costurile minime posibile. Mă întorc puțin la ce am vorbit cu câteva momente înainte în legătură cu persoanele care beneficiază de pachet de acest pachet de servicii sau de unele servicii chiar dacă nu sunt asigurate.
În ce cazuri e foarte important, putem vorbi despre acest lucru dacă vine cineva la un medic de familie? În momentul când pui accept pe prevenție, da. E foarte important că îl poți face și la o persoană neasigurată, pentru că depistarea factorilor de risc, dacă este obez, de exemplu, dacă este hipertensiv, dacă are antecedente pentru afecțiuni, eu știu, cardiovasculare, oncologice, vorbim de afecțiuni care, a căror indicatori sau care România nu stă foarte bine la acei indicatori și atunci intervine foarte mult ministerul, pentru că pe baza statisticilor existente, ministerul își face un plan foarte bine definit. Stăm prost, de exemplu, la capitolul afecțiuni oncologice. Crește riscul cancerului de col uterin. S-a făcut un program. Și aici, în cadrul acestor programe, avantajul este foarte mare, pentru că intră și persoanele neasigurate. În momentul când există acest pachet de bază, tu, ca medic de familie, este foarte important că poți să depistezi factorii de risc prin acele chestionare, prin acei indicatori pe care nu noi i-am inventat. I-a inventat, practic, tot ce înseamnă cercetare, tot ce înseamnă medicină bazată pe dovezi, și atunci poți să-ți faci foarte bine, să faci un plan al fiecărui individ și să stabilești riscurile. Noi suntem formați pentru așa ceva. De când s-a produs reforma în sistemul medical, să știți că au fost foarte multe traininguri. Este o legătură între aceste cazuri pe care le-ați amintit și celelalte programe naționale? Adică sunt teoretic, medicul de familie trebuie să o facă constant și foarte planificat. Vedeți dumneavoastră, în străinătate, prevenția este foarte importantă. În momentul când un pacient este programat la medicul de familie, să știți că acel pacient chiar are liber de la instituția unde lucrează, ceea ce la noi nu se întâmplă. În momentul când o persoană se adresează medicului de familie pentru un consult, de obicei de boală acută, deci un episod de boală acută, să știți că medicul își face treaba. Și pacientul, în schimb, nu-și dă seama sau consideră timpul petrecut în cabinet poate ceva mai mare. De ce? Pentru că românul, neavând în sânge ideea de prevenție și să vină la un medic de familie din comoditate, pentru că nu suntem formați. Este foarte important să fii format și să vezi că și familie, părinții tăi au făcut același lucru și sistemul chiar de mici din clasele primare, ideea din grădina. Ideea e să-ți pui câteva întrebări și să verifici. Sigur dacă... că da. Dacă foarte puține persoane vin la medicul de familie pentru un examen de bilanț. Noi îl facem în momentul când ne legăm de o afecțiune acută și depistăm alți factori de risc pe care, firește, îi comunicăm. Dar ar trebui să fie, să intre în, în rutina pacientului să prezintă măcar o dată pe an sau la 2 ani în cabinete. Pentru acest caz în care persoane care încă nu sunt asigurate beneficiază, care este sau cum credeți că se rezolvă aceeași problemă? Revin la finanțare. În cum general, se fac decontările? La ora actuală. La ora actuală, decontarea se face din bugetul asigurărilor de sănătate, chiar și pentru cei neasigurați, pentru un pachet minimal de servicii. Asta însemnând urgențe, însemnând vaccinări, însemnând prevenție. Deci sunt o serie de servicii de care poate beneficia orice cetățean al României. Dacă, de exemplu, are febră, asta înseamnă urgență. Se poate duce la medicul de familie din zona respectivă și îi acordă... Medicul de familie nu îl întreabă repede. Am venit chiar dacă îl întrebe, dacă e cu febră, e obligat să-l vadă. Da? Chiar dacă îl întreabă. Sigur că îl întreabă, nu? E normal să-l întrebi. E o problemă, pentru că, firește, servicii... Depinde cum definim noțiunea de urgență, că și aici este o mare discuție. Discutăm toate noțiunile. Nu. Noțiunea de urgență este definită printr-un ordin al Ministerului Sănătății. Da. Deci sunt o serie de manifestări care sunt clar, pentru și care orice pacient ca poate urgență, primi... asistență medicală. Da. Ei, ori pacientul neasigurat știe din start că un serviciu s-ar putea să fie plătit și atunci accesul e ceva mai... nu este cum am dorit noi.
dar nu știu dacă un pacient care s-a adresat unui cabinet chiar ne-a asigurat, fiind nu a primit serviciile corespunzătoare, ceea ce era problematic era decontarea a medicației, tratamentului, care aici era problema strigentă și de multe ori aspectul financiar, care, cum îl știm, lasă de dorit, îl determina să nu-și poată permite, poate, medicația, deși cu siguranță că fiecare medic și-a făcut treaba destul de bine și o făcea tocmai pentru a face acea prevenție terțială, să nu apară complicațiile afecțiunii. Dar sper din tot, noi sperăm ca acest pachet să deschidă accesul întregii populații la serviciile de prevenție în mod planificat, așa cum ar trebui. Dacă o persoană peste 40 de ani, așa cum scrie în proiect, citește acest lucru, 3 consultații succesive pe an pentru toate persoanele peste 40 de ani, ce trebuie să înțeleagă? Merge la medicul de familie și explică sau... Ei, se programează la medicul de familie, sigur că da. De 3 ori succesiv? Nu, prima dată și ulterioarele consultații le va programa medicul de familie. Medicul în funcție de patologie, dacă există o patologie, dacă necesită o monitorizare, dacă îl încadrează într-un anumit, eu știu, capitol pentru factorii de risc, depinde foarte mult de pacient, de individ. În aceste, nu mai avem chiar foarte mult timp, în aceste proiecte aș vrea să vă întreb dacă au fost locuri în care, citind, poate cu creionul în mână, v-ați spus la un moment dat aici, mie mi-ar place să fie așa, sau eu aș vedea lucrurile cam în felul următor, în paragraful acesta, sau X sau Y. Să știți că am pe diagonală, la început m-am gândit la punctele slabe, dar nu prea le-am găsit. Probabil că necesită o aprofundare detaliată, cu siguranță pot să apară. Firește că momentan ce am văzut în proiect abordează anumite afecțiuni cronice. Ați găsit mai multe puncte tari decât puncte slabe. Prima dată a șocat ideea că ești pus în fața faptului să lucrezi pe baza unor ghiduri, pe baza unor metodologii, planificat, așa cum trebuie. Ești bucuros că ți se recunoaște, eu știu, finalitatea unui diagnosticării și tratamentului unei afecțiuni. Poate aș surprinde mai multe afecțiuni decât cele enumerate și mă refer la riscul cardiovascular oncologic și un punct nou care, pe mine cel puțin, care am lucrat la un ghid... Mă referiți în general ca medic sau ca medic de familie? Ca medic de familie, mă refer. N-am putut să pătrund în detaliu și pe celelalte specialități. De bea am reușit, totuși sunt 40 ceva de pagini și puțin la cald pachetul de bază, da. Chiar mai mult. Dar am regăsit asistența comunitară și nu știu cum va continua, pentru că în mare sună foarte frumos, dar să vedem în detaliu. Da. Legea va spune în detaliu. Da, deci am văzut, probabil că cel puțin când, în ceea ce când ne așteptăm la această lege? Care, păi, vedeți că normele n-ar trebui să apară după un an, pentru că degeaba a apărut legea, dacă normele... Deci legea încă n-a apărut. Și nici n-a apărut. Legea încă n-a apărut. Deci stați, apară nu, legea. Nici proiectul. Asta da, nu-i proiectul, ăsta e pachetul de bază. În dezbatere. Nu-i lege. Exact, aceeași întrebare da, și pentru da. Eu asta spun. E bine că a apărut pachetul de bază. E rău că nu știm deocamdată cui se adresează, pentru că în ceea ce la ora actuală este publicat pe site-ul Ministerului Sănătății nu se spune cui se adresează. De asemenea, e rău că nu se spune nimic despre legea sănătății. Dacă rămâne aceeași legea sănătății cu acest pachet de bază și se republică, ceea ce nu-i rău, dar trebuie să se știe. Dar să se știe clar. Exact. De asemenea, n-am văzut, poate există și n-am văzut eu, un studiu de impact ce înseamnă modificarea legii sănătății, ce înseamnă modificarea pachetului de bază atâta vreme cât nu știm exact ce reprezintă el. Deci, dacă știm ce reprezintă, putem vorbi și de un studiu de impact după aceea, dacă s-au făcut sau nu. Deocamdată nu știm ce reprezintă. Un rost tot trebuie să aibă o dezbatere dacă tot da. Se publică. Păi, un studiu dacă... de impact se face înainte. Poate s-a făcut și nu l-am văzut. Lipsa mea. N-a fost publicat totuși. Deci, ăștia sunt niște pași care trebuie urmați. E foarte bine că acest pachet de bază este
pus în dezbatere, însă nu putem comenta foarte mult până nu știm de unde să trag bani. Da, și mai este acest aspect și cui se adresează și cum comunici, pentru că vedeți, dumneavoastră vorbeați de un număr de vizite la medicul de familie. Da, le-am citit din aceste proiecte. Vor exista și la nivel de ambulator și vor exista și internările, cum le cuantifici. Da. Unde este maximul și atunci trebuie să existe un dosar electronic. Dosarul electronic trebuie să... Nici la dosarul electronic nu știm prea multe, nu avem prea multe amănunte, pentru că undeva trebuie să regăsească toate aceste servicii, astfel încât și medicul de familie să știe, și medicul de specialitate, și medicul de altă specialitate, și medicul din spital. Noi vom încerca să le clarificăm pe parcurs, pe măsură ce vor apărea. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru această discuție. Iuliana Picioreanu, vicepreședinte la Societatea Medicilor de Familie Iași, medic de medicină primară, și Dana Scumpu, medic șef la Casa de Asigurări de Sănătate Iași. Vă așteptăm ideile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă dau întâlnire mâine seară de la ora 19. Acum vă urez seară liniștită.